Din nou în direct, este ora 17, începe a treia oră de politica zilei. Sunt Ioana Constantin, vă mulțumesc că ați rămas aici. Analizăm din nou acest scenariu pe care ni l-au aruncat pe masă liberalii astăzi, comasarea alegerilor, dar și o rocadă prezidențială, adică 10 ani o coaliție stabilă, așa cum recunoaște chiar Ciolacu, dar propunerea vine de la liberali, aproape că mai au foarte puțin, foarte, foarte puțin, până când ne vor anunța că n-ar trebui să mai facem deloc alegeri în România. O să discutăm și din perspectivă constituțională, dar dacă vreți, până la urmă, și dintr-o perspectivă etică, morală, a celor care ne conduc și care, în loc să se aplece asupra problemelor reale ale românilor, se ocupă așa cu gogoșile astea electorale, pentru că ei trebuie să adune voturi și, de fapt, localele vor să le așeze lângă europarlamentare ca să-i forțeze pe primari să le aducă voturi mai multe și la europarlamentare, să-și păstreze fotoliile de șef de partide și de prezidențiabil, pentru că pare așa o înțelegere, o înțelegere de asta așa mermelită între Ciucă, Ciolacu și chiar Iohannis. O să discutăm ora aceasta și despre ce se întâmplă cu pensiile. Avem o delegație a FMI-ului în țară în aceste zile. Începem! Invitații mei și ai dumneavoastră de la acest început de oră, printr-o legătură telefonică directă, și mulțumesc foarte mult, domnul președinte Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale a României. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Zegrean. Bună ziua! De asemenea, a rămas alături de noi Marius Pașcan, vicepreședinte Partidul Mișcarea Populară. Mulțumesc, Marius Pașcan. Mulțumesc. Și ni se alătură senatorul PSD Bogdan Matei. Mulțumesc foarte mult, Bogdan Matei. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule Zegrean, sunt două subiecte. Era unul de dimineață, între timp s-au mulțit. Primul ar fi acesta al comasării alegerilor europarlamentare cu alegerile locale, dar apare și ideea unei rocade prezidențiale, o înțelegere practic între partidele de coaliție ca 5 ani să fie un președinte de la PSD, 5 ani unul de la PNL, eu nu știu de ce mai mergem noi la vot. Cum vedeți toate aceste scenarii, dar pare că această comasare va deveni și realitate, pentru că PNL-ul a votat-o astăzi în unanimitate. Ma, ce să vă spun, în Constituție, vorbește puțin Constituția despre alegeri, pentru că am construit o societate modernă și democratică și am crezut mult nevoie să scrie mult despre asta, despre alegeri. Deci Constituția spune că alegerile trebuie să fie libere, periodice și corecte. Dacă această comasare nu încalcă aceste trei deziderate ale Constituției, n-au decât să le facă. Dar pentru asta este nevoie de modificarea legislației, pentru că legea, codul administrativ, spune că mandatul aleșilor locali este de 4 ani. 4 ani înseamnă 4 ani, nu 3 ani și 9 luni. Și pentru asta va trebui modificat și nu mai se poate face modificat decât prin lege organică. Dacă interesează legislația și respectarea ei, dacă nu, n-au decât să facă cum vor ei. Mai mult, trebuie schimbată și legea electorală, pentru că apar niște deranjuri foarte mari cu reducerea aceasta a duratei mandatului. Încât am înțeles că nu vor reduce și va rămâne tot până în septembrie aleșii. Exact. Și vor să schimbe codul administrativ să nu-și mai preia mandatul în 15 zile cum e acum. Păi aia e problema cu celularea mandatului, cu validarea alegerilor, cu validarea primarilor, cu tot cu depunerea jurământului. Sunt o grămadă de lucruri care au niște termene. Este o scadență acolo într-o rânduială făcută după lege. Deci am auzit că spuneam că nu trebuie să modifice legea electorală. Ba trebuie și codul administrativ și legea electorală, pentru că aceste dispoziții nu se mai potrivesc dacă fac alegerile mai devreme și intră în funcție numai mai târziu. Dar oricum deranjul va fi foarte mare din mai multe puncte de vedere. Și unul dintre cele cel mai simplu de înțeles, primarii care nu vor mai ieși primari și consilierii care nu vor mai ieși consilieri sau președinți de județ sau consilieri județeni, credeți că vor mai da pe acolo până în septembrie? Deci va fi o vară în care administrația locală nu va mai exista, sau nu va avea conducere. Pentru că ceilalți nou aleși nu pot să se prezinte, că nu sunt validați sau nu pot să primească salari și nu se duc la muncă fără salari. Cei care au pierdut alegerile nu se vor mai duce de ciudă.
Și asta va fi 3 luni în care nu-și va ști nimeni cine conduce administrația publică locală și nu știu dacă e bine pentru țară. Nu suntem atât de bine puși la punct încât să funcționăm și fără primării și fără consiliere locală. Dar mai știi, poate mai fi un exercițiu de oameni dacă nu mai e nevoie de el. Da, și vreau să vă mai întreb și despre această așa zisă rocadă prezidențială pe care vor să o facă. Atunci noi de ce mai votăm dacă ei se înțeleg între ei 5 ani un partid, 5 ani celălalt partid? Mă mir că n-au spus că o fac pe sistem elvețian, că știți că acolo sunt aleși 4 președinți și fac prin rotație cât un an fiecare. Sau 5 parte, 5 sunt. Deci nu, asta este o glumă, este o glumă pentru că nu poate fi decât, între ei n-au decât să se înțeleagă ce vor, un gentleman agreement, pentru că altfel n-are nicio valoare. Nu mă poate obliga pe mine să mă duc la vot să votez președintele pe care ei vor să-l pună în perioada aceea. Și nici pe dumneavoastră, nici pe nimeni altcineva. Deci nu, nu, lucrul ăsta nu se poate, asta este o glumă, n-au decât să se glumească, dar mie nu vine să glumesc deloc. Păi, da, și mai e o problemă, că dincolo de înțelegerea asta a lor, pe pactul ăsta al lor prezidențial, mai e o problemă apropo de locale, ce spuneați, tot haosul ăsta care se face în administrație va fi și data viitoare, pentru că ei dacă modifică acum codul administrativ, data viitoare alte partide aflate la putere vor decide să facă alegerile când au ei chef și după aia... Sigur că da. Nu? Sigur că da. Sigur că da, așa va fi. Am auzit că au aduc un argument că și înainte alegerile locale erau în iunie. Așa au fost pentru că așa au pornit din 91 de când s-au făcut. Puteau fi și în august, nu asta era ideea, dar noi acum trebuia să le respectăm după Constituție. Păi nu știți că în vara aceea din 2020 se vorbea să le facă în iulie? Da, că era cu pandemia. Dar a venit săracul și ne-a salvat. Da, era cu pandemia, într-adevăr. Domnule președinte Zegrean, vă mulțumesc foarte mult. O să vedem ce vor decide. Se alătură discuției și Ionuț Moșteanu, deputat USR, purtător de cuvânt USR. Mulțumesc, Ionuț, că ești aici. Mai suntem cu Bogdan Matei de la PSD, Marius Pașcan de la PMP. Discutăm despre minunata comasare a alegerilor decisă de PNL. Asta după ce Ciucă, aseară, la ora 22, a zis că el nu știe de unde a venit ideea asta. A intrat peste el în casă, pe geam, ideea asta comasării. El nu știe, nu-i de la ei, de la liberali. Astăzi, toți ei liberalii au votat-o în unanimitate. Domnule Bogdan Matei, la PSD înțeleg că și dumneavoastră sunteți la fel, dumne, nu știm de unde ideea asta, n-am văzut-o, noi nu suntem cu povestea asta. Ba, sunteți cu povestea asta pentru că pare că este o înțelegere din moment ce se discută inclusiv despre, auzi aberație, rocadă prezidențială, tot ideea PNL-ului, dar domnul Ciolacu, o idee bună. Deci noi de ce naiba mai votăm, domnule Bogdan Matei? Da, bun, acum la nivelul partidelor poți să faci orice înțelegere îți dorești, pe un an, pe 2, pe 5, pe 20, dar trebuie să ai fundamentul, iar fundamentul unor alegeri este votul. Așadar, ceea ce stabilești într-o eventuală coaliție poate nu să în momentul în care se finalizează votul. În ceea ce privește ideile Partidului Național Liberal, trebuie să stabilească în interiorul partidelor ce vor, pentru că inconsecvența lor este una foarte clară și prezentată de dumneavoastră. Seara ni se spune că nu știu despre ce este vorba, dimineața se întâlnesc și votează comasări. Să comasăm ce? Din perspectiva noastră, lucrurile sunt foarte clare astăzi. În anul acesta avem 5 rânduri de alegeri, unde trebuie să ne prezentăm și să ne pregătim cum trebuie pentru aceste alegeri, pentru a ne îndeplini obiectivul pe care ne-am propus noi ca și partid să câștigăm toate alegerile. Din perspectiva Partidului Național Liberal sau, mă rog, a domnului președinte Nicolae Ciucă, dacă are anumite teme date de către partid, aceste teme trebuie să le ducă în interior. Da, era la punctul 4, comasarea, au votat-o astăzi Ionuț Moșteanu. Eu nu știu ce mi se pare mai periculos, ideea asta de rocadă prezidențială, adică ei anulează practic votul nostru, nu mai contează nimic, ca s-au înțeles ei. Eu zic să nu mai facem deloc, să aleagă ei acolo la coaliție sau la Parlament, să vă alegeți între voi. Sau asta la altă cu comasarea, că am înțeles că voi ați sesizat Comisia de la Veneția, dar a zis domnul Ciolacu că mai sunt și alte țări unde se întâmplă treaba asta și atunci cred că merge pe mâna lui Ciucă să-l salveze. A, bă. În general, Ciucă e mare frică de bătălie electorală, pe dânsul de fapt îl cam încurcă democrația și povestea asta cu alegerile. După ce o viață întreagă a răspuns doar la ordin, nu înțelege de ce trebuie să vină în fața cetățenilor să dea socoteală pentru faptele politice și să le ceară votul. Acum se milogește, lăsând la o parte orice urmă de onoare și de militate, de haină militară, se milogește la Ciolacu să salveze fundul pe românește, că despre asta este vorba,
și să-i comateze localele cu europarlamentarele. Este un atac asupra democrației. Noi am semnalat acest lucru și la Comisia de la Veneția și Parlamentul European și Comisia Europeană prin colegii noștri de la nivel european. Credem că nu se va înțelege nimic din această campanie. Un atac care are multe asupra democrației, care are multe implicații, inclusiv asupra celor care sunt mandat acum, primarii care și-au făcut planul să facă niște lucruri până la finalul mandatului, că na, așa știau că se termină mandatul în septembrie, octombrie, și acum și după aceea să vină în fața cetățenilor să zică, uite ce am făcut eu, oameni buni, 4 ani pentru voi, mai dați-mi un mandat. Acum se trezesc că nu mai au timp să termine ce și-au propus, pentru că trebuie salvat fundul lui Ciucă și al lui Bode. Este inacceptabil. Dacă Ciolacu va face acest lucru, va dovedi că este un om întors cu cheia de servicii, pentru că nu există niciun alt motiv pentru care să calci în picioare democrația. Nu văd de ce ar fi frică lui Ciolacu să vină cu alegerile la termen în fața cetățenilor. Nu mai vorbesc de decizii CCR și altele, dar la cât de disperat sunt, la cât de frică le e peneliștilor de Alianța Dreapta Unită, mă aștept la orice. Noi, până la urmă, când vor face alegerile, vom fi acolo, suntem pregătiți, am muncit în anii ăștia, muncim în continuare, îi vom convinge pe români că nu au de ce să mai dea votul, mai ales unui PNL care i-a mințit, l-a spus, dați-ne voturile să vă scăpăm de PSD și apoi a adus PSD-ul la guvernare. Doar că alegerile astea nu sunt doar despre partide, sunt și despre cetățeni, Marius Pașcan, și pare că asta e ultima lor preocupare, pentru că eu am crezut că măcar vor recunoaște onest că doresc să facă această comasare. Până a ieșit Ciucă cel laș astăzi cu punctul 4 de pe listă, că n-a început nici cu punctul 1 asta cu comasarea, nu și-a asumat-o nimeni. Da, în esență, cred că românii înțeleg foarte bine. E o guvernare, pentru că tot fac vorbire despre stabilitatea guvernului și a guvernării, sunt stabili doar în minciună, demagogie și prin perpetuare mitomanie. Pentru că dacă luăm doar câteva dintre cele pe care le-au promis, reformarea statului instituțională, reducerea numărului de funcționari, n-au făcut nimic. În ce privește faptul că nu mai impun impozite și taxe noi. Iată, au venit cu noi biruri. În ce înseamnă reducerea cheltuielilor publice din aparatul și instituțiile statului. Minciună sfruntată, nu s-a întâmplat nimic. Că renunță la 200 de secretari de stat. Vor reduce numărul lor. Nu s-a întâmplat nimic, ci putem continua cu măsurile din agricultură, cu creșterea salariilor la nivel de educație, cu pensii și așa mai departe. Deci dacă luăm la bani mărunți, această stabilitate este una a demagogiei și a mitomaniei. Nimic altceva. Și asta vor să o perpetueze? Ferească Dumnezeu! Sper că vor fi suficient de înțelepți cetățenii să înțeleagă că de fapt au doar problema de a-și conserva funcțiile și scaunele și fotolile lor și ale clientelei politice, pentru că v-am spus, ea numai sporește această clientelă. Din noiembrie încoace, în fiecare lună, au fost angajați suplimentar 2.800-3.000 de oameni în funcții. Ei și familiile lor, această clientelă politică care depășește 1.300.000 de interpuși și plasați politic în diverse funcții, ei și familiile lor constituie, de fapt, aparatul de vot pe care se bazează și de aceea funcționează lucrurile pentru a determina alegerile. Și dacă vor reducere de cheltuieli, să reducă de aici, de la secretarii de stat, de la aparatul de stat, de la toate instituțiile astea, din numărul de parlamentari, dar nu din accesul nostru la vot, din democrație. Ionuț Moșteanu, îți mulțumesc că ai fost aici. Mergem mai departe, e iarăși o discuție amplă despre pensii. Pe de o parte se vorbește de suma până la care să fie impozitate pensiile. Acum s-a trecut la 3.000 de lei. În afară de chestiunea asta avem și femeiul în țară și iarăși s-a lăsat așa în spațiu public impresia că, vezi, doamne, europenii nu vor să crească pensiile. Femeiul ne taie pensiile și așa mai departe. În realitate, nu vor fi bani la bugetul de stat. Până acolo se jură și Ciolacu și ministra muncii că se face recalcularea la timp și la 1 septembrie se dau majorările. Acum s-a băgat în discuție și domnul Ciucă. El săracul zice și el că o să crească niște pensii. În schimb, mă bazez mai mult pe ce zice premierul. Ascultăm.
2 miliarde. 2 miliarde este, exact. Își permite statul să plătească 2 miliarde în plus anul acesta, o a treia majorare de venituri pentru pensionari? Aștept de la Ministrul Finanțelor, cum este normal. Nu vreau să iau o decizie politică. Dacă mă întrebați de decizie politică, decizia mea politică este să scutim până la 3.000 de lei. Și e îndreptățită, ținând cont de scumpiri și de scăderea nivelului de trai. Dar este normal, dacă mă respect ca și prim-ministru, membrii ai guvernului, este normal să-l întreb pe ministrul de finanțe, indiferent dacă e de la PSD sau PNL. Și ați vorbit cu dânsul până acum? Are o situație specială astăzi, o să vorbesc cu domnul ministru, dar eu vă spun ce consider eu și colegii mei. Că trebuie făcută această scutire, lucru pe care l-am și spus în ședința de guvern. Doamne secretar de stat, care să-mi pregătească împreună cu doamna ministră a muncii ordonanța pentru scutirea de impozit între 2.000 și 3.000 de lei. Da, se modifică și modul ăsta de impozitare, probabil, al pensiilor, pentru că, mă rog, așteaptă de la Boloș, domnul Ciolacu, să-i spună cum e cu banii, cât îți scutim acolo. Asta pe de-o parte. A doua problemă e că urmează marea recalculare. Alături de noi Georgeta Zarvescu, președinte Asociației Pensionarilor din Olt, și ni se alătură și doamna Dorina Barcari, expert pensii și salarizare. Vă mulțumesc, doamnelor, foarte mult. Bun, doamna Barcari, ne auzim? Da. Pe dumneavoastră vreau să vă întreb mai întâi asta cu impozitarea. Cu dumneavoastră vorbeam și ce, încă se impozitează sărăcia în țărișoară. Acum înțelegem că urcăm la 3.000 de lei. Să vă spun acum, așa cum 2.000 n-are nicio semnificație și 3.000 are exact aceeași semnificație. Singura soluție ar fi fost să se impoziteze, cu toate că impozitarea care se face are și aspect de dublă măsură și aspect de, cum să vă spun, de dublă impozitare. Însă, măcar să se fie impozitat de la coșul minim, ca să fie o impozitare a traiului decent, dar nu a sărăciei. Și domnul prim-ministru a spus un lucru, l-a atins. Numai Ministerul Finanțelor are legătură cu pensia, nu Banca Europeană, nu Consiliul Fiscal, care de ce sunt trecute în lege, asta este o taină. Asta înseamnă, doamna Zarvescu, vin și la dumneavoastră, că nu poate să ne impună femeii unul, dar atunci de ce ne spun nouă că nu se vor face recalculările la timp, că se vor da în două tranșe majorările, tot se scurg aceste informații publice. Doamna ministru a zis că din mai vin la dumneavoastră acasă, vă inundă, declară deciziile astea de recalculare și că nu trebuie să mai faceți nimic, o să primiți toate informațiile acasă. Da, Zarvescu, vă rog. Bună ziua. Eu cred că legea aceasta a pensiilor va intra în vigoare, dar Ioana, uite, astăzi suntem în 31 ianuarie. Președintele Casei Naționale de Pensii ne-a promis că vor apărea normele de aplicare a legii. Acest lucru nu s-a întâmplat. Să știi că nici la casele de pensii, domnul președinte al Casei Naționale de Pensii și-o a terminat digitalizarea. Cum pot să spună că începând din mai trimit deciziile la pensionari, din moment ce n-au apărut normele, nu există site-ul pe care, adică programul informatic pe care se vor face recalculările. Să știi că în casele de pensii zilnic se primesc sute mii de cereri cu acordul global și cu sporurile cu caracter de permanent. Am primit din țară de la foarte mulți pensionari ce se întâmplă la ora actuală. Firmele care dețin arhiva au ajuns să exploateze pe pensionari. De ce? Le cer 200 de lei pentru a-i da adeverință pentru un an. Este inacceptabil așa ceva, Ioana. Eu fac apel la președintele Casei Naționale de Pensii să iese pe posturile de televiziune și să atragă atenția la firmele care au arhivele să nu-și mai bată joc de pensionari. Pensionarii se sesizează la fel, că au foarte multe procese pe care le-au câștigat în instanță și casele de pensii nu le respectă aceste decizii. Deci, după mine, fiind an electoral, vor face totul ca legea să intre în vigoare, dar eu nu am încredere precum Casa Națională de Pensii se va achita de datorie, pentru că președintele ne spune de 4-5 luni că mai sunt 5%.
până la digite, termină digite seara. La ora actuală el n-a venit cu normele. Deci eu atrag atenția președintelui Casei Naționale de Pensii că dacă se va întâmpla acest lucru, PNL-ul, și vreau să fac referire la impozit, Ioana, au venit cu această ofertă să ridice la 3.000 de lei, să nu se impoziteze pensiile, știi de ce? Pentru că îi mustră conștiința pe PNL-ii, pentru că ei au fost cei care au introdus în 2007 în codul fiscal impozitul. Da, doamna Zarvescu, numai, vă rog eu frumos, un singur lucru. Nu mai citiți din ce zice PSD-ul, că dumneavoastră acum am recitat ce a zis PSD-ul. M-auziți, doamna Zarvescu, nu mai îmi spuneți ce zice PSD-ul, că îi mustră pe ăștia. Nu îi mustră, doamnă, de nicio conștiință și nimic, da? Că PNL-ul a fost la guvernare și a putut. Deci nu mai vreau să aud punctajul PSD, vă rog frumos, nici al PNL-ului. Că știu că acum sunteți acolo mai apropiați. Da, Volt, da, nu, chiar nu e cazul. Nu am genul ăsta de propagandă aici. Bogdan Matei. Bun, hai să vedem. Deci a zis premierul să se ducă domnul Bolo să-și facă impactul, da? Și dacă face impactul, ce se schimbă? Din perspectiva aceasta, Partidul Național Liberal a ieșit cu această dorință de a lor de a urca neimpozitarea pensiilor până la 3.000 de lei. Corect, până în acest moment cu toții suntem de acord că e nevoie de o astfel de decizie. Acum, întrebarea și a mea și probabil a multora este în felul următor. Da, domnul ministru Boloș în interiorul Partidului Național Liberal a fost consultat pentru că ei și până a mări pensiile spuneau că nu există bani. Domnul Boloș făcea nenumărate declarații publice, inclusiv la postul dumneavoastră de televiziune. Știți foarte bine că o ședință de guvern a fost amânată câteva ore până s-a lămurit domnul Boloș că e bine și că are bani. E cam aceeași situație acum. Premierul a spus foarte clar să vină domnul Boloș să ne spună impactul și dăm ordonanță de guvern. Mie, din perspectiva mea, declarațiile domnului Ciucă sau a celor de la PNL mi se par totuși neserioase în contextul ăsta. Să apar cu astfel de știri fără ca tu să te consulți cu ministrul pe care l-ai în guvern de la finanțe sau te-ai consultat și ai impactul bugetar și o astfel de măsură poate fi implementată. Cred că aici trebuie să ne lămurim cu toții, dar, repet, în ansamblul său măsura este ok, este corectă. Dar discrepanța declarațiilor dumnealor este una foarte mare. Cu ceva timp în urmă te-ai opus măririi conform legii spunând că nu există bani, acum vii și spui că tu ești cel care ape toate pensiile din România și îți dorești să faci nu știu ce să faci. Da. Aici este neseriozitatea. Marius Pașcan, e cursa electorală, este foarte evident acest lucru. În realitate, eu chiar sunt curioasă dacă recalcularea asta chiar o să se facă temeinic și oamenii ăștia chiar o să primească niște bani în plus de la 1 septembrie, că asta e tot ce contează. Păi anul ăsta, cu siguranță, toți au interes să pluseze, să vină cu ceva electoral, cu niște bonusuri pentru pensionari, pentru alte categorii, ca să-i voteze. Despre asta este vorba. În esență, eu cred că n-ar trebui impozitată deloc pensia contributivă. Deci omul plătește și o duplă impozitare. El plătește în timpul muncii și mai apoi și este impozitat și mai apoi încă o dată la pensie. E o aberație. Categoric, această categorie de pensionari, cei de cu 2.000, cu 3.000 de lei, n-au de ce să fie impozitați, că impozit pe sărăcie. Oamenii de-abia trăiesc din banii respectivi, e firesc. Dar să faci din asta o declarație festivistă de paradă, mă umflă râsul. Când vorbesc unii despre alții PSD-știi cu PNL-știi, parcă sunt opoziție, nu știi care. Ori PSD față de PNL, ori PNL față de PSD, că vorbesc la fel. Ori dacă vin cu niște măsuri, înainte să le trâmbițeze, ar trebui să fac o analiză reală. Dom'le, o lansez în spațiu public. Există posibilitatea reală de a promova măsura. Dar eu nu cred. Câtă vreme au venit cei de la FMI, vin cu niște imperative și spun foarte clar, vedeți că n-ați scăzut cheltuielile din aparatul statului. Bugetul nu încasează mai mult cu toate facturile și prostiile pe care le promovați. Nici supraimpozitarea sau spolierea mediului de afaceri nu aduce mai mulți bani la buget. Și atunci le vor spune, atenție, că riscul este să nu mai primim împrumuturi sau împrumuturile să aibă o dobândă covârșitoare pe care le vor plăti neam de neamul nostru, strănepoții, la ce huzur promovează acum în aparatul de stat și niciun fel de reformă. Deci da, poate facem acord cu femeiul, înțeleg, din 2025, cam asta e drumul, mersul, cum ar veni. Doamna Barcari,
Recalcularea. Ni s-a spus, am fost amenințați, vine FMI-ul și nu ne lasă să dăm recalcularea într-o tranșă, trebuie să fie două. Acum au venit și ne-au spus, nu, noi ne luptăm aici pentru o singură tranșă. Deci, apropo că zicea doamna Zarvescu că nu sunt nici normele, când sau cum urmează să se întâmple? Eu mă îndoiesc că o să poată să facă recalcularea și mă bazez pe faptul că din 2001 până acum, cu toate normele cu care, bineînțeles, au fost schimbate, zăpăcite, răsucite, așa, sunt calcule greșite. Tribunalele GEM de procese care sunt din cauza proastei calculări și credeți dumneavoastră că ce nu au fost în stare să facă din 2001 până acum se va face în câteva săptămâni? Eu nu cred. Poate așteptăm să vedem în mai când vin acele decizii de recalculare. Vă mulțumesc foarte mult tuturor doamnelor, domnilor. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem. Se prelungește scutirea de taxe pentru importurile venite din Ucraina, asta în contextul în care avem la nivel european foarte multe proteste în Franța, Belgia, Italia, Germania, România și în Bulgaria. Vedeți acum imagini de la aceste proteste care se întâmplă în Franța, Italia, Germania, cum vă spuneam. Sunt incendiate sau sunt ridicate baricade de foc pe autostrăzile importante ale Franței. Mâine urmează o discuție la nivelul președinților. Președintele francez Macron se va întâlni și cu Ursula von der Leyen pentru a discuta despre aceste solicitări pe care le au fermierii la nivelul Franței, dar și întreaga Uniune Europeană. În același timp, în România, ordonanța dată de guvern nu-i mulțumește pe fermieri, ratele ar trebui să fie suspendate, însă negocierea se face cu băncile, iar băncile pot să refuze suspendarea ratelor pentru fermieri. Trebuie respectate însă niște criterii, unul dintre ele este legat de faptul că fermierii care solicită suspendarea ratelor ar trebui să demonstreze că au fost afectați de situația din Ucraina, sau o altă variantă este cea în care au fost afectați de secetă. Mâine ar trebui însă să vedem câteva decizii, câteva măsuri luate la nivelul Uniunii Europene, pentru că sunt modificări care urmează să fie făcute și la nivelul politicii agricole comune a Uniunii Europene. Însă, în contextul în care a fost prelungită această scutire de taxe pentru importurile din Ucraina, cred că va fi foarte greu de domolit revolta fermierilor. Ni se alătură eurodeputatul USR Vlad Botoș. Bun găsit! Mulțumesc că sunteți aici! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Avem această ultimă decizie, cerealele Ucrainei, importurile din Ucraina, din nou scutite de taxe și o propunere din partea, sau prelungită scutirea de taxe, și o propunere din partea Uniunii ca acele terenuri 4% pârloagă se transformă în 7% suprafață cultivată fără pesticide. Astea sunt singurele propuneri sau singura propunere, singura măsură, sau mâine urmează să asistăm la măsuri, la o listă mai largă, pentru că protestele se extind la nivelul Uniunii. Da, mâine cu siguranță acest subiect va fi pe agenda Consiliului European. Șefii de state și de guvern se vor reuni mâine la Bruxelles. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a discutat cu doamna von der Leyen. Mă rog, nu știu exact ce au discutat. Însă, după tot ceea ce se întâmplă în Franța, se apasă accelerația pentru a găsi soluții. Eu încă de acum 3 ani le spuneam colegilor din Franța, inclusiv celor din grupul meu politic, că vor fi măsuri care vor inflama fermierul. Mă rog, atunci s-a mers în această direcție, însă mă bucur să văd că există marge de negociere și mai ales se dorește a fi găsite soluții. Ce rol jucăm noi la masa aceasta? Președintele Klaus Iohannis nu a avut nicio reacție pe aceste proteste, însă mă gândesc că va fi prezent la aceste discuții din Consiliu. Doamna Constantin, cu părere de rău, vă spun, mi-aș dori să fiu mult mai activ, mi-aș fi dorit ca domnul președinte să fie activ pe tema Schengen. Nici acum nu avem un calendar clar când vom adera cu zona terestră, acolo unde pe noi ne doare, acolo unde 75% din mărfurile noastre și din călătorii
din România circulă, adică nu știu ce rol avem. Noi am făcut tot ceea ce a ținut de noi în Parlamentul European, însă pârghiile le au șefii de state și de guverne, membrii guvernului, cei care stau la negocieri în Consiliul Uniunii Europene. Ar trebui să fim o voce mai puternică, ar trebui să ne comportăm ca atare, pentru că suntem a șasea țară ca pondere din Uniunea Europeană, atât ca suprafață, dar și ca număr de populație. Care sunt măsurile care ar trebui luate sau ce soluții ar trebui date pentru ca aceste proteste să fie închise și fermierii să fie mulțumiți, agricultorii să fie mulțumiți, pentru că ele sunt ușor diferite, ci în Franța sunt un pic manipulate și din altă zonă, cu e filieră rusească. În Germania poate sunt proteste mai apropiate de ce avem noi în România, sau noi suntem mai apropiați de ce se întâmplă în Germania și Italia, de exemplu. Totul a pornit la o discuție legată de Green Deal. Adică ce modificări se așteaptă în perioada următoare ca să se domolească aceste proteste într-un an electoral? În Green Deal era vorba de acele suprafețe 4% pe care trebuie să le lași pârdoagă, mă rog, pentru biodiversitate. Aici s-ar putea negocia. La subvenții nu cred că au cere agricultorii din Franța sau din Germania. Ei primind subvenții mai mari decât agricultorii din România pentru încă câțiva ani. După aia vom ajunge și noi în România să ne apropiem de acea subvenție. Dar însă de cea mai mare problemă pe care o văd eu pentru agricultorii din România este ca cerealele din Ucraina, care nu au aceeași calitate, pentru că nu au toate restricțiile pe care trebuie să le impune Uniunea Europeană agricultorilor din statele noastre membre, să tranziteze doar statele membre și să nu fie desfăcute, adică pe piața internă. Să nu rămână în România sau, mă rog, în statele prin care ar trebui să tranziteze, însă deja știm că aceste lucruri s-au întâmplat și nu doar cu cereale, ci și cu alte mărfuri, făină, mălai, lapte, zahăr și așa mai departe. Vlad Botoș, mulțumesc, eurodeputat USR, Alianța Dreapta Unită, a fost aici. Scurtă pauză, revenim. Nostru astăzi în Parlament, Georgica Simion a luat așa cu asalt grupurile PSD și PNL, s-a înjurat ca de obicei și s-a îmbrâncit cu prietenul lui Simonis, după care a mers și pe la PNL, un pic pe la domnul Ciucă. Vedem imaginile acestei mahala care a devenit Parlamentul României. Eu n-am intrat niciodată în grup și eu am de trei ori mai mulți parlamentari decât tine. Ai microfoane la mine în grup. N-am intrat niciodată securist la tine în grup. Pitic. Aole. Nu ia mâna de pe mine. Încălcarea Constituției se urmărește, de frică fac asta. De frica rezultatelor proaste. Îi măsluiesc sondaje, dar se pare că realitatea nu e cea din sondaje. Tu doar să mă invită. Ia vină un om. Stați puțin că n-am băut împreună. Vă aștept la grup. Da, bravo. Da, se poate, ce să faci? Probabil George Simion e un pic speriat de sondajele alea care dau pe Șoșoacă, mai sus decât el, nu știu. În curând, doamna Șoșoacă pare că o să-i depășească pe toți în sondajele astea. Să vedeți la vot, surpriză. Însă după toate sondajele astea în care toată lumea încearcă să iasă cât mai bine, cum te uiți și PNL-ul și PSD-ul foarte bine, nu mai zic de alea în care peste tot e Joana președinte. A mai fost odată, s-a trezit dimineața și nu mai era. Bun. Politica zilei a ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. De la Fix începe Bună România. Vă așteaptă colegii mei Radu și Răzvan. Să aveți o seară liniștită. Ne revedem mâine.